Astăzi, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala din Galați, în prezența numeroși credincioși. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru patriarhul Justinian Marina, la 40 de ani de la trecerea la Domnul. Mărturiile vii ale prezenței patriarhului de vie memorie Justinian, la 40 de ani de la plecarea în veșnicie, sunt nesterse la Dunărea de Jos, mai ales prin aceea că în cea mai grea perioadă ateo-comunistă, zona a fost foarte afectată prin demolările mănăstirilor istorice. În această perioadă, ținutul de la Dunăre la Mare a fost încredințat pe rând de Marele Patriarh la doi apostoli neînfricați, Sfântul Episcop Chesarie, pe care l-a instalat în 1950, când catedrala aceasta era un morman de moluz, din 1940 până în 1950, încât ea poate fi considerată fără îndoială prin amplele lucrări pentru care Patriarhul Justinian a intervenit mult, ochtitorie și a sa împreună cu Ierarhul Chesarie între 1950 și 1957, așezând și această mantie minunată a picturii. Același lucru s-a petrecut la Catedrala din Constanța, iar în 1973, în această catedrală, tot Patriarhul Justinian l-a așezat ca păstor dârz și rezistent în vremuri grele pe neuitatul arhiepiscop Antim. Neuitate sunt sfaturile, lucrările și dragostea sa pentru ținutul între Dunăre și Mare, Patriarhul Justinian, împlinind în 1975 și reașezarea ierarhului vicar la Tomis și ridicarea eparhiei dintre Dunăre și Mare la rangul de arhiepiscopie. Patriarhul Justinian Marina a plecat la Domnul pe data de 26 martie 1977 la București.